La Buzău, în sala sporturilor Romeo Iamandi, s-a desfășurat de sâmbătă și până astăzi meciurile din cadrul returului diviziei A la tenis de masă masculin. Ce CS doi 2 Câmpulung, echipă pregătită de Gabriel Poștoacă și având în componență pe Bogdan Iacob, Iulian Chirița, Andrei Tomică și Alexandru Ferraru, a făcut parte din seria a doua și a avut ca obiectiv menținerea în acest eșalon. În seria din care au făcut parte, mușeleni au obținut trei victorii și s-au clasat pe locul 6, iar în meciul de clasament au întâlnit pe Spartac București, ocupanta locului 6 din seria 1 s-au impus jucătorii de la CS Pristavu 2 Câmpul Lung, scor 5 la 2 s-au clasat la final pe locul 11, îndeplinindu-și astfel obiectivul propus.